Stimați telespectatori, sunt Mihai Sălceanu și ne aflăm la o nouă emisiune de cultură. În această oră vom vorbi despre activitățile desfășurate de Muzeul Județean Satu Mare, în special de activitățile patriotice. Pentru acest lucru i-am invitat în platoul Informația TV pe doamna dr. Daniela Bălu, director al Muzeului Județean Satu Mare. Bine ați venit! Bună ziua! Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Și pe domnul Mihai Mocanu, muzeograf la Muzeul Județean Satu Mare. Bine ați venit! Bună ziua! Vă mulțumim pentru premiere! Înțeleg că Muzeul Județean face foarte multe activități, este chiar și partener în cadrul unui program de comemorare a eroilor în județul Satu Mare. Sunt imagini care se derulează pe ecran de la diversele activități. Însă aș vrea să începem cu o activitate recentă desfășurată la Prefectura Satu Mare. Este vorba de un simpozion dedicat veteranilor de război, la care dumneavoastră, de fapt amândoi ați participat la acest simpozion, însă doamna Daniela Bălu a avut și un discurs despre veterani. Apropo, câți veterani mai are județul Satu Mare? Din păcate mai există un singur veteran, fostul președinte al Asociației Veteranilor de Război, filiala Vasile Lucaciu, filiala Satu Mare, da. Domnul colonel în retragere, domnul Nicolae Codrean, profesorul profesor de istorie, Codrean, de altfel, da. Profesor da. De istorie. Deci el singur a rămas. Mai există câteva văduve de război, da, care văduve, sunt da. În evidența Asociației Veteranilor de Război, la ora actuală coordonată de domnul colonel Platec. Iar noi azi la prefectura, la instituția prefectului, la prefectura județului Satu Mare, am fost coorganizatori ai acestui eveniment în parteneriat cu Centrul Militar Județean Satu Mare, desigur prefectura și Asociația Veteranilor de Război, filiala Vasile Lucaciu, Consiliul Județean Satu Mare și Colegiul Național Mihai Eminescu. Am avut deosebita surpriză și bucurie să întâlnim acolo patru elevi extraordinari de pasionați de ceea ce înseamnă istoria României. Ei au pregătit niște prezentări PowerPoint, fiind coordonați de doamna director Nicoleta Cherecheș. Tot profesor de istorie, da? Da, exact, un celebru profesor de istorie. Iar cele două lucrări s-au referit la generalul Victor Popescu, cel care a luptat în amândouă războaiele mondiale, și la fostul președinte al Asociației Veteranilor de Război, filiala Satu Mare, domnul general de brigadă Gheorghe Săveanu, tot un profesor de limba română. Am avut și eu bucuria de a-l avea ca profesor în urmă cu foarte mulți ani la școala generală numărul 1. De altfel, prezența noastră acolo a fost nu întâmplătoare, ci așa cum foarte bine știți, la Muzeul Județean Satu Mare, în urmă cu 27 de ani, adică în anul 1997, nici nu venea să cred că au trecut atâția ani, am organizat pentru prima oară în România Ziua Veteranului. Eram singura instituție care atunci organiza acest eveniment. Îl organizam în apropierea Zilei Armatei Române, în apropierea datei de 25 octombrie, și evenimentul ne-a fost propus chiar de către generalul de brigadă Gheorghe Săveanu, fiind așadar, să spun așa, pionieri în acest eveniment, de-abia peste 10 ani. În 2007, prin hotărâre de guvern, Ziua Veteranilor de Război se sărbătorește la nivel național. Iar dacă facem așa o scurtă incursiune în istorie, în urmă cu 122 de ani, prin decret regal, regele Carol I a instituit titlul de veteran de război, acordat atunci celor care au luptat în războiul de independență.
De ce este legată? Deci, practic, ziua veteranului este data de 29. Da, așa a fost instituită 29. Prin decret regal. S-a revenit la această dată, data de 29. Noi azi am sărbătorit-o în avans, să spun așa, deoarece în acest an i-am dedicat două evenimente distincte. Azi a fost acest simpozion la instituția prefectului, iar luni vom merge toate instituțiile organizatoare și desigur toți cei care doresc la cimitirul de lângă gară și vom depune jerbe, coroane. Vom rosti o rugăciune, va avea loc și un parastas militar la mormântul celor doi generali despre care vă spuneam. A fost ideea domnului comandant Bujor Iulian Raț, comandantul centrului militar, ca începând cu acest an să mergem la mormintele veteranilor de război. Nu la, cum se merge de obicei, la cimitirul eroilor. Da. Diferența, să spunem așa, da, la prima definire a termenului de erou sau de veteran este acela că eroii sunt cei care au căzut pe câmpul de luptă, iar veteranii sunt cei care, din fericire, au supraviețuit. Dar iată că azi, cel puțin la nivelul județului Satu Mare, nu mai avem decât unul și este cumva firesc, ținând cont de trecerea timpului, trecerea anilor. L-avem doar pe domnul profesor, președintele onorific al Asociației Veteranilor de Război. Și la nivel național, cele mai multe manifestări vor avea loc în data de 29. Noi am făcut azi acest eveniment aniversar special. Da. Un alt eveniment despre care vom vorbi este programul, de fapt este un program de comemorare al eroilor, din nou se derulează imagini de acolo, e primul, imaginea de aici e prima, primul eveniment din acest an, da, domnule Mocanu? Da, în 16 aprilie a avut loc primul eveniment din acest an în două localități, Hodot și Lelei, prima activitate. Programul a început în urmă cu 4 ani, suntem în al patrulea an de funcționare, ca să spunem așa. Este inițiat de către Asociația de Rezerviști Militari din județul Satu Mare, din MEA, PNE, MEAI și SRI, în parteneriat cu coordonați de instituția prefectului și în parteneriat cu Consiliul Județean Satu Mare și Muzeul Județean Satu Mare și Direcția de Cultură. Suntem practic o caravană care ne întâlnim și plecăm în deplasare în tot județul, în locurile unde există eroi militari români înhumați, la locurile de înhumare mergem acum, în cimitire, unde sunt ei îngropați acolo și se face în fiecare an o slujbă de pomenire pentru ei acolo. Practic este un întreg program. Un ritual, da? Da? Ceremonial. Da, ceremonial. Da. Nu ritual, da, să zicem. Da, foarte da, bun pus la punct. Da. Coordonat de către instituția prefectului, participă și prefectul județului Satu Mare de câte ori are timp și a fost destul de des și fostul prefect Radu Roca și acum la prima activitate a fost și noul prefect Ioan Tibiel, da? Și este un proiect, un program unic la nivel național. Tot timpul spunem asta pentru că nicăieri în țară încă nu se întâmplă ceea ce se întâmplă aici la noi. Să se meargă în locurile unde au căzut și să se facă un program pentru ei, o slujbă de pomenire, să se depună o coroană de flori, se spun câteva lucruri date istorice despre ce s-a întâmplat acolo. Ceea ce este bine de știut este că acei militari români nu sunt sărmăreni. Da. Sunt din țară, din Regatul României, din Moldova. Sau din Moș. Da, sau din Muntenia, sau din Banat, sau din Dobrogea. Și practic ei au rămas aici. Au venit să ne ajute pe noi să ne întregim ca țară și au rămas aici și noi ne ocupăm și se refac și mormintele care sunt degradate cu acest program. Bine, asta e ideea. Asta e ideea. Nu numai că mergi și există un ritual sau, mă rog, o ceremonie. Nu este numai un ceremonial. Instituțiile care se ocupă de, care organizează acest program, practic, se ocupă și de renovare. Da. Renovare a mormintelor care... Lucrările de reparații necesare, de altfel prin programul centenar, dacă îmi permiți, Mihai, prin programul centenar știți foarte bine că la nivelul județului nostru a fost finanțat un program de către Ministerul Culturii de reabilitare
a 30 de morminte și monumente. Și monumente de eroi de pe teritoriul județului Satu Mare. Iar apoi, prin acest program la care participăm și noi, se încearcă tocmai acest lucru, ca să se readucă în atenția comunității importanța îngrijirii acestor monumente și, desigur, acordarea importanței necesare eroilor care s-au jertfit pentru eliberarea acestui teritoriu. Deci nu se merge la monumentele de for public, da, deja celebre, cunoscute, da, unde se fac depuneri de coroane sau alte ceremoniale militare, ci se merge la aceste morminte, chiar individuale sau de cele mai multe ori individuale, și ele sunt readuse în atenția comunității. Și ceea ce am observat, este adevărat că eu în ultimul an am participat mai puțin, dar față de primii ani, prezența unui număr tot mai mare a membrilor comunității locale. Deci a devenit o adevărată sărbătoare a satului această acțiune de omagiere a eroilor din acea localitate. Foarte mulți tineri, elevi, se implică, ceea ce este foarte bine, pentru că ei sunt generația care, da, trebuie să preia mesajul acesta am observat că în marea majoritate a cazurilor sunt elevi de la școlile din comună, din localitate, care susțin un program artistic, da, nu? Da, exact. Practic, noi avem un protocol al derulării evenimentului în 8 puncte, dacă îmi permiteți să vă spun. Da. Primul punct este intonarea imnului național. Deci acest protocol se desfășoară în fiecare localitate în care mergem pentru eveniment. Al doilea punct este prezentarea activității participanților și menționarea erorilor cunoscuți sau necunoscuți, înmormântat în acel loc. Al treilea punct este oficierea serviciului religios. Se face un parastas. Și se ridică, da, parastas. Da. Da. Participă cu noi și preoții militari din Satu Mare, de la garnizonul Satu Mare, de la penitenciar și de la jandarmerie. Și preotul, da, din localitate, parohul, da, din localitate. Al patrulea punct... Indiferent de cult sau numai... Ortodox și greco-catolic. Da. Da. Al patrulea punct este audiția marșului Drum Bun. Avem o boxă cu noi și se pune. La punctul 5, luări de cuvânt alocuțiuni. Prima dată vorbește primarul, reprezentantul prefecturii, reprezentantul Consiliului Județean, reprezentantul Muzeului Județean Satu Mare, localnici au informații transmise pe cale orală. Al șaselea punct este momentul artistic, este al copiilor. Cântece, poezii patriotice și am avut destul de frumoase rezultate. Sunt localități care chiar au excelat la pregătirea programului și la cântecele patriotice care le-au rostit. Al șaptelea punct este depunerea de coroană, se depune o coroană de flori din partea primăriei și una din partea reprezentanților de la centrul județean, sau cum se spune, din Satu Mare, de la Consiliul Județean sau, da, centrul militar, direcția de cultură. Deci una se prezintă de către primărie, da, și a doua de către Consiliul Județean și instituțiile care participă. Așa, da. Asociația de Drept Militar și prefectura și Muzeul Județean și direcția de cultură. Și la punctul numărul 8, ultimul, este audiția piesei Stingerea, Silențiu. Și apoi se încheie. Da. Tot evenimentul durează cam 45 de minute până la o oră. Da. Bun, se reiau, deci în acest an veți merge la fel la aceleași morminte sau, pentru că sunt multe, câte morminte, da, sunt? Da, până acum am identificat 43 de locuri. 43 de locuri. Anul trecut am fost în 41 de locuri. Aha. În 37 de localități, da, și în 21 de comune, UAT-uri. Da, și sunt date stabilite, prestabilite, da, care 12 se respectă zile calendaristice în fiecare anul an, acesta. Avem un calendar deja stabilit, aprobat de către domnul prefect. Da. Și când pornim, știm ziua, știm ora când începem și anunțăm când mergem și atunci este practic o mică sărbătoare pentru calitatea în care mergem. Obiectivele, sunt două obiective mari ale programului. Conservarea momentelor de război și asigurarea funcționării unui mecanism de întreținere periodică ca să nu se degradeze, da, și cultivarea mentalului public, îndeosebit de generații, a datoriei civice și patriotice privind păstrarea memoriei înaintașilor noștri, a eroilor neamului ce și-au jertfit viața în slujba țării.
Da, ați amintit că nu sunt eroi din Satu Mare, deci nici unul dintre aceste morminte nu sunt din Satu Mare? Nu, 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 sunt din România, din alte părți. Da, deci de dincolo de Carpați. Din dincolo de Carpați, da. De dincolo de Carpați, da. Ce a mai fost la prefectură? Astăzi? Da. Au fost, desigur, discursurile oficialităților. Ne-am bucurat și am fost onorați de participarea domnului prefect Ioan Tibil, apoi mesajul și discursul domnului comandant, locotenent colonel Bujor Iulian Raț, comandantul Centrului Militar Județean Satu Mare. Apoi am avut, să spunem așa, oaspetele de onoare pe domnul profesor Nicolae Codrean, care cu foarte multă emoție ne-a adresat gândurile sale și căruia i-a fost înmânată și o diplomă de onoare, o plachetă de onoare. De asemenea, domnul colonel în rezervă, Voicu Șichet, a prezentat și el o lucrare cu o temă dedicată veteranilor de război. Mai exact, acele articole publicate de-a lungul anilor, în cei 15 ani de când apare revista, dedicate chiar veteranilor de război, deseori sunt mărturiile acestora de pe front, de pe din focul operațiunilor, să spunem așa, operațiuni, adică mărturii pe care nu prea am avut ocazia să le aflăm din altă parte, ci tocmai de la ei, pentru că ei sunt cei care au trăit istoria, ei sunt cei care au făurit istoria, iar aceste mărturii le-am aflat pe parcursul celor 27 de ani de când organizam acest simpozion. Vă spuneam că au participat elevii de la Colegiul Mihai Eminescu, am fost impresionați de modul în care ei au prezentat pe baza documentelor oferite de noi de la Muzeul Județean sau pe baza informațiilor obținute din revista Eroii Neamului, au prezentat practic parcursul militar al celor doi generali. Ne-am bucurat de prezența autorităților locale, altor reprezentanți ai instituțiilor de cultură din orașul nostru, cadre militare, asociațiile militarilor în rezervă. Practic, acum de o oră venim de acolo și suntem încă sub impresia acestui eveniment plin de emoție. Da, de altfel, am vrut să vă amintesc atunci când mi-a spus de lista monumentelor, pentru că ați lucrat la o carte, da. Un volum, da? La unde ați inventariat o parte din ele. 181 de da. 181. Bun, că da. Domnul Voicu Șichet a făcut la fel în da. În el a fost practic cel care a pornit această adevărată epopee, pentru da. Că exista o listă a mormintelor și monumentelor de eroi, dar lista aceea a trebuit mereu actualizată. Ea a fost făcută încă înainte de 1989 de către Ministerul Apărării Naționale, în colaborare cu noi, cu Muzeul Județean Satu Mare și cu Arhivele Naționale, filiala Satu Mare. Aceea a fost practic lista, să o numim așa, de bază, de unde s-a pornit. Domnul Voicu Șichet, de cursul anilor, a străbătut tot teritoriul județului nostru pentru identificarea acelor monumente pe baza listelor care se află la noi la Muzeul Județean Satu Mare și, desigur, a descoperit alte monumente da. Pe parcursul acestei cercetări. Alte morminte. Da? Alte morminte pe parcursul acestei cercetări individuale, să o numesc așa, da. Sau pe unele nu le-am mai găsit. De aceea, prin revista Eroii Neamului, a pornit o adevărată campanie de revitalizare a acestor monumente, de readuce și morminte și de readucere a lor în atenția autorităților locale, în primul rând, pentru că ele sunt cele responsabile de îngrijirea acestor morminte, dar și în atenția comunității, pentru că în fond sunt mormintele pe raza teritoriului lor și exact așa cum avem grijă de mormintele
străbunilor noștri, la fel avem obligația cel puțin creștinească, morală, dar cu siguranță și patriotică, de a ne îngriji monumentele și mormintele eroilor. Și atunci, practic, Voicu, prin lucrarea sa, pe care o știți foarte bine, a făcut un fel de repertorizare a acestor morminte, iar apoi colegii mei, pornind de la acest prim instrument de lucru, da, au dus mai departe activitatea de inventariere. Domnul in situ, cum spunem noi. Radu a pornit. Și împreună cu, era la Consiliul Țean atunci, domnul Ștefan Coșarcă, colonel, noi trei ne-am dus prin localitățile din județ și am fotografiat. 181 erau atunci, de atunci am mai găsit, am mai apărut. Câte? Vreo 4. Parcă chiar recent, din câte... La Racova am găsit noi am fotografiat toate monumentele și toate plăcile comemorative. Noi, prin programul care le sfășurăm, mergem doar la locurile unde sunt îngropați militari români. Asta e foarte important să precizăm, că nu mergem la toate 181 câte am identificat. Păi înțeleg, ați spus 43. Da. Bun, mai 43 de localități. 43 de locuri de înhumare în 37 de localități. 37 de localități. Da. Din 21 de comune. 21 de comune ale județului Satu Mare. Vă pregătiți și calendarul evenimentelor, o să vă spun unde mergem în acest an. De exemplu, prima activitate a avut loc în 16 aprilie la Hodot și Lelei. Urmează în 9 mai, Ardudu, unde avem trei locații. Gerăușa, Mădăras și Ardud. Apoi, în 21 mai, avem la Sărăuad, la Cean și la Cehal în două locuri. Deci 4 locații. În 24 mai avem la Sanislău două locații, Horea și Marnea Nouă. În 30 mai avem Acâș și Beltiug cu două locații, Șandra și Beltiug. 11 iunie avem a șasta deplasare la Ciumești-Urziceni și apoi facem pauză iulie până în 27 august. În 27 august avem Comuna Tiream cu două locații, Comuna Genci, adică Comuna Căuaș cu două locații, Genci și Căuaș. Apoi 17 septembrie Moftin cu două locații, Sămiclău și Moftinul Mic, Terebești cu trei locații, Pișcari, Terebești și Gelu. 24 septembrie a noua activitate la Bogdant, Babța, Hurezul Mare, Supurul de Sus și Racova. 17 octombrie avem la Comuna Socond, unde avem Socond, două locații, Soconzel a treia, Cuța a patra și Stâna. Deci avem și zile cu 5 locații, practic 5 locații. Și în fiecare locație, practic 45 de minute. Aproape 45 de minute. Și atunci asta se... Da. Și vin copiii... Plus deplasarea de la Satul Mare până la locația respectivă. Da. Copiii vin din comună sau vin din localitățile acum... Din comună, da, din comună. De la școala din comună. Că în general au rămas câte o școală în fiecare comună. Da. Dar să știți că prin implicarea profesorilor chiar au pregătit programe artistice foarte frumoase. Și cântece și poezii patriotice. 21 octombrie, penultima deplasare în Comuna Pomi, două locații, Borleș-Pomi și Vile Satu Mare cu Cionchești-Tătărăști. Și ultima, pe anul 2024, 30 octombrie, Botiz și Moișeni. Și practic o să avem în total 43 de comemorări de eroi. 43 de comemorări. În 12 zile. Deci cam 4 locații într-o zi imediat în care mergem. Da, și este un program foarte bine organizat, așa cum se vede pe zile, pe localități, care dă o rigurozitate și o seriozitate necesară comemorării eroilor. Iar acest proiect a fost inițiat chiar de domnul colonel Ștefan Coșarcă. El a inițiat acest proiect la nivel județean, a fost depus spre finanțare la Ministerul Culturii cu ocazia programului centenar și iată că se bucură de apreciere deosebită la nivel național și se bucură și de interesul comunităților, ceea ce cred că este foarte important, pentru că probabil la un moment dat cei care acum sunt motorul acestui proiect vor trebui să predea ștafeta generațiilor viitoare, iar generațiile tinere, generațiile viitoare, nădăjduim să ducă mai departe, de fapt, cinstirea eroilor noștri.
Da, o altă activitate recentă a fost sărbătorirea sau marcarea 105 ani de la intrarea armatei române în Satu Mare. E un eveniment care nu s-a prea sărbătorit la Satu Mare, de altfel discutam cu, în cadrul unei emisiuni cu domnul fost ministru Leș, care se numără printre inițiatorii acestei manifestări. În evenimentul de anul acesta nu am fost implicați în mod direct. Desigur, am participat și eu și Mihai. În schimb, am fost implicați în organizarea evenimentelor din 2019, atunci când am aniversat, de fapt, centenarul Sătmărean. Da. Știți foarte bine că atunci colegii de la secția de istorie au făcut o adevărată reconstituire istorică bazată pe documente a intrării armatei române în orașul Satu Mare. Ceremonialul a fost un ceremonial de nivel național desfășurat în centrul orașului, era, da, ministru domnul Gabriel Leș. Da. Chiar eu am organizat un simpozion foarte mare la Filarmonica, ce s-a numit Centenarul Sătmărean. Deci atunci am fost implicați din punct de vedere istoric în organizarea acelor evenimente, care desigur au o semnificație deosebită pentru noi sătmărenii, în mod special pentru comunitatea românească. Da, acum sunt imagini de la manifestările din acest an. A fost o manifestare mai scurtă, spre deosebire de Oradea, în care s-a marcat... Da. Altfel acest eveniment. Ne bucurăm că această sărbătoare locală, să o numim așa, se desfășoară la Statuia Eroului Necunoscut. După cum bine știți, Statuia Eroului Necunoscut a fost reconstruită în anul 2018 prin contribuția Asociației Civice Tempora, susținută, desigur, de asociațiile rezerviștilor militari, de societățile cultural-patriotice și de noi, de Muzeul Județean Satu Mare. Am fost onorată să fac parte din echipa care a contribuit la ridicarea statuii. Chiar am participat la o expoziție organizată de Muzeul Național Cotroceni și a fost publicată și o carte numită Monumente dispărute, strămutate, salvate, în care am publicat un articol tocmai despre statuia eroului necunoscut, da, care, așa cum bine se știe, inițial a fost numită statuia soldatului român, și întreaga epopee de reconstruire a ei și sfințire și inaugurare chiar de 1 decembrie 2018. Da, de fapt, care e, așa pe scurt, istoria acestei statui? Unde a dispărut? Nu știm unde a dispărut, știm, da, sigur că a dispărut după intrarea trupelor hortiste în oraș, deci oricum în perioada dictatului de la Viena. Cred că important este că atunci când ea a fost construită, în 1922, ea semnifica tocmai eliberarea teritoriului județului Satu Mare, era simbolul armatei române eliberatoare și la sfințirea temeliei, fundației acestei statui, a participat chiar generalul Traian Moșoiu. Sfințirea a avut loc în data de 22 septembrie 1922. După cum bine se știe, generalul Traian Moșoiu a ajuns chiar guvernatorul militar al teritoriilor maghiare de la Apus de Tisa în august 1919. A contribuit inclusiv financiar la ridicarea acestei statui, realizată atunci de un sculptor celebru în epocă, Gheorghe Tudor se numea sculptorul. Da, Gheorghe Tudor. Gheorghe, da, doar inversăm. Da, da. Da. Și
Ea a fost sfințită, a fost inaugurată chiar în data de 1 decembrie 1922. Din păcate, așa cum am mai scris, acea sărbătoare mare a comunității a fost umbrită tocmai de decesul părintelui Vasile Lucaciu. Oricum, ea a rămas un simbol important în oraș și e adevărat că în inițial, când ea a fost ridicată, da, a fost flancată de două tunuri, da, și s-a discutat mult despre aducerea a două tunuri lângă actuala statuie sau reconstituirea lor, dacă nu era posibilă aducerea unor tunuri originale. Însă, în toată documentația pe care am făcut-o de-a lungul anilor, inclusiv la arhivele militare din Pitești, am văzut într-adevăr că aceste tunuri existau, dar personal am considerat că așezarea a două tunuri în centrul orașului, în secolul în care ne aflăm, este cumva anacronic. Nu, intenția noastră nu a fost sub nicio formă una războinică. Intenția noastră a fost aceea de a reconstrui această statuie așa cum a fost ea, e adevărat, dar prezența tunurilor am considerat-o anacronică. Trăim într-o vreme în care cred că cei mai mulți dintre noi ne dorim pacea, ne dorim buna înțelegere, da, și ne dorim simboluri ale civilizației și ale bunei conviețuiri. Din păcate, suntem foarte aproape de război. Da, acum da. Da, da. Și în ultimii ani, de fapt, în ultimii ani, de fapt, da. Așa este. Bun, și ce se știe exact despre dispariția statuii? Informații certe, documentate pe surse istorice, nu deținem. Deținem doar informații care ne spun că statuia a dispărut în timpul dictatului de la Viena. Nu știm ce s-a întâmplat cu ea în mod concret, dacă a fost topită, dacă a fost dusă undeva, dacă a fost distrusă sau prin ce modalități a dispărut ea din centrul orașului. Pentru că și statuia lui Vasile Lucaciu a avut, da, o istorie. Exact, ca și omul, da, și statuia, da, a avut un parcurs destul, da, de interesant. Statuia părintelui dr. Vasile Lucaciu a avut un parcurs epopeic, aș putea, da, să-l numesc așa. Deținem informații, inclusiv scrise, pentru că în momentul în care administrația românească s-a retras, s-au făcut acele procese verbale ale bunurilor ce au fost încărcate în tren și duse odată cu arhiva aflată în localitate, și știm, documentat arhivistic, că în ultimul transport a fost dusă și statuia părintelui dr. Vasile Lucaciu la Lugoj. De la Lugoj ea a fost dusă la Alba Iulia, în centrul orașului Alba Iulia, apoi a fost dusă în curtea muzeului din Alba Iulia, apoi a fost dusă la București, în curtea sculptorului care a realizat-o, Corneliu Metrea, apoi a fost readusă în Satu Mare, în curtea actualului Colegiu Național Mihai Eminescu, și în 1968 ea a fost așezată în parcul Vasile Lucaciu, vis-a-vis de muzeu, atunci se numea Republicii. Da. Iar în 1992, prin implicarea autorităților locale, județene și a noastră, a Muzeului Județean Satu Mare, ea a fost strămutată pe locul unde se află acum și unde inițial a fost construită, unde a fost ridicată. Da. Deci are o epopee, scurt, dacă bine, da, am numărat, da, eu, în 7 locații a trecut această statuie. Eu am spus că are destinul zbuciumat al celui pe care o întrupează. Da. Și în soclul statuiei lui Vasile Lucaciu, da, a fost adus pământ din... Da. A fost adus pământ din toate provinciile românești. Da. Și dinainte de Marea Unire, inclusiv din Basarabia, din Bucovina, dar în 1992, când a fost
strămutată în parcul din centrul orașului. Am adus pământ și de la APA, pentru că în fundamentul inițial nu exista, dar știți foarte bine, legătura mea cu APA este una foarte puternică și era firesc, pentru că Vasile Lukaciu s-a născut la APA și atunci o delegație a comunității din APA a adus pământ și a fost așezat în acele săculețe care se află în fundația, în fundamentul statuii. Da. Să discutăm puțin și despre reabilitarea Muzeului Județean Satu Mare, pentru că sunt pe ultima sută de metri. Sunt echipe foarte multe la Muzeul Județean, înțeleg? Da, se lucrează de zor. Intens. Se lucrează foarte intens pe mai multe nivele, cum se spune. Vrem să deschidem cât mai repede muzeul pentru vizitatori și pentru publicul sătmărean. Din ce am înțeles eu, cam într-o lună de zile s-ar putea să deschidem două expoziții de bază, de la parter și de la etajul întâi. Urmând ca lucrurile să mai continue acolo unde este nevoie. Da. Oricum, reabilitarea s-a terminat pe exterior, dar în interior încă este foarte mult de lucru. Inițial era vorba de deschiderea din 18 mai, de ziua... Noaptea muzeilor. De noaptea muzeilor. Dar s-a amânat pentru 31 mai sau 1 iunie. Da. În 18 mai este și ziua internațională a muzeilor, da. Și noaptea, așa cum bine ați spus, și noaptea internațională a muzeilor. A fost o intenție în acest sens. Oricum, reorganizarea și restaurarea unei clădiri de asemenea dimensiuni presupune un efort substanțial. Eu am mai trecut de 4 ori, este a 4-a oară când trec prin acest proces, să-l numesc așa, în 1986 când ne-am mutat în acea clădire, apoi în anii 1990-92 când s-au făcut o parte din lucrările de reparații și a fost deschisă expoziția de arheologie, parterul clădirii, apoi în anii 2005-2007 când au fost reorganizate expozițiile de bază și iată acum în această perioadă. Da, însă înțeleg că sunt și tehnici noi, digital, ne vine din urmă sau a ajuns și la Muzeul Județean digitalizarea, ochelarii VR. Digitalizarea a ajuns de mult la Muzeul Județean, doar acum va fi folosită în expoziții, ca tehnică de expunere și mai ales o tehnică prin care reușim să contextualizăm importanța bunului de patrimoniu. Deseori vizitatorul, când intră într-un muzeu, vede un obiect care, desigur, este important în sine, dar atunci când îl contextualizezi și vizitatorul înțelege la ce anume a fost folosit, impactul asupra acelui obiect este mult mai mare. Și încercăm prin aceste tehnici noi de digitalizare, de 3D, să contribuim practic la o mai bună punere în valoare a bunurilor de patrimoniu. Da, ați fost anul trecut parcă și într-o expoziție, în expoziții în străinătate, în Ungaria, la Budapesta. La Budapesta, ca să luați exemple, să inspirăm. Să vă inspirați de acolo. Ce e interesant de văzut? Practic, cu această reabilitare a muzeului, aduce muzeul la zi. Deci o să avem și noi ultimele tehnologii în domeniul de expoziții. Da. O să avem un alt tip de a arăta obiectele, cum a spus și doamna director, și va fi mult mai frumos. Practic și spațiul expozițional s-a mărit cu vreo 30%, am calculat eu, față de ce a fost, vor fi mai multe săli de expoziție. Da, și va fi un circuit, clar. Da, și un circuit. Da, da. A prins bine această reabilitare muzeului. Ultima expoziție a fost făcută în 2002? 2005-2007 a fost ultima reorganizare. Da. Deci, practic, 20 de ani au trecut și cam odată la 20 de ani trebuie să le aducem la zi. Am avut atunci marea bucurie de a fi premiați la nivel național drept
cea mai modernă expoziție de bază din țară. Am primit atunci două, cred că chiar trei premii de la Ministerul Culturii, așa că sperăm ca și noua expoziție să se situeze la un nivel cel puțin competitiv cu cel de atunci, din perioada 2005-2007. De fapt, atunci noi am fost singurul muzeu din România care avea ghidaj audio în patru limbi: română, maghiară, germană, engleză. Și, bineînțeles, inclusiv tematicile alese atunci au captat atenția tuturor specialiștilor din țară, nu numai a publicului vizitator. Așa că așteptăm cu mult interes opiniile celor care ne vor trece pragul. Practic este un dar făcut comunității, pentru că munca aceasta deosebită a colegilor mei de ani de zile, noi am început de ani de zile acest proiect, întocmirea tematicilor, restaurarea bunurilor de patrimoniu, este o muncă care nu se vede la să spun așa, o privire generală. Dar, de fapt, munca aceasta este cea mai importantă, de documentare, de restaurare. Ea presupune un efort substanțial. Da, și eu sunt mândră. Eu sunt mândră, da, pentru că avem o echipă de specialiști extraordinară. După cum bine știți, eu lucrez deja în muzeu de 38 de ani și mă bucur că avem colegi care își fac profesia cu pasiune. Da, vreau să mai menționez, da, acum un an de zile, fix un an de zile, a fost ieri, Muzeul Județean Satu Mare a primit medalia aniversară Centenarul, da, Umanii Uniri pentru implicarea, da, tuturor din muzeu la Centenarul României. Președinția României ne-a oferit această medalie, care este un lucru mare, zic eu, și înseamnă că ne-am făcut datoria în anul centenar pentru ceea ce și facem noi ca muzeu, să servim publicul și populația, să arătăm tot ceea ce e mai bun și ceea ce păstrăm. Da. Dar apropo de tineri, vreau să vă întreb, simțiți patriotismul tinerei generații? Îl vedeți cumva în cadrul acestor evenimente? Da. Eu zic că se simte și chiar și asta e un obiectiv important al programului care, da, desfășurăm, este, da, cultivarea mentală colectivă a datoriei civice și patriotice, pe care fiecare dintre noi ar trebui să o avem și să o punem în aplicare. Știți, consider că nu este atât de important sau nu cel mai important cum definim patriotismul, ci cred că este foarte important cum îl simțim și cum îl dovedim. Iar cum îl putem dovedi altfel decât prin faptele noastre. Patriotismul nu înseamnă doar declarații patetice, ci înseamnă și fapte. Iar faptele acestea pe care noi vi le-am prezentat succint acum fac parte din tot ceea ce înseamnă a-ți dovedi dragostea de țară, de patrie. Ce este de fapt patriotismul? Ce este de fapt patriotismul? Îl putem defini scurt ca și iubirea de patrie, da? Și știm că acest cuvânt patriotism provine de la pater, din latină. Îi se spune tărâmul patern, da? Dar când spunem patria mamă, ce spunem? Tata, pater, da, și mama. Da. Ce este tata și mama? Este familia. Cum să spun eu că nu sunt patriot? Sau să spun că mi-este rușine să declar că sunt patriot? Ce-mi reneg atunci? Propria mea familie. De aici trebuie să pornim. Patriotismul nu trebuie să fie ceva forțat. Cine nu dorește să fie patriot, nu o să fie niciodată patriot. Dar înainte de a declara sunt perimate activitățile patriotice, haideți să ne gândim ce înseamnă de fapt patria mamă. Patria mamă înseamnă familia, familia noastră a tuturor. Dacă nu-mi respect familia, ce altceva aș putea să-mi respect? Dacă nu-mi respect eroii la care mă duc să mă închin, le îngrijesc mormântul, le pun o lumânare, fac o slujbă creștinească, ce altceva să-mi respect
Este morala creștină înainte de toate. Este Dumnezeu înainte de toate, care ne învață să ne cinstim străbunii. Cine sunt străbunii? Familia noastră și eroii noștri. Da. Le datorăm un discurs înaintașilor noștri. Da. Vreau să mai menționez un nume. Coordonatorul programului este domnul Florian Găzdar de la instituția prefectului consilier. Da, da, el coordonează toată activitatea. Din partea instituției prefectului, sigur. Ca reprezentant al muzeului, în general, dumneavoastră mergeți. Da, da. Eu i-am predat lui Mihai această ștafetă a discursurilor publice, pentru că el este foarte implicat, ar avea nevoie de mai mult timp, acum are și alte atribuții, să le numim așa, administrative, pentru pregătirea discursurilor. Multă lume are impresia că atunci când susții un discurs public, e mare lucru, 10 minute citești și tu ceva. Nu este așa, știți foarte bine, proveniți dintr-o familie de istorici. Uneori, pentru o pagină prezentată în public, muncești poate luni de zile pentru a veni cu informații documentate. Pentru că noi, ca istorici, în primul rând ne susținem afirmațiile pe documente istorice. Și atunci, de multe ori, pentru un discurs public, este nevoie de multă muncă. Dar atâta timp cât... Deci noi nu o percepem ca pe obligație de serviciu, pentru că nici eu, în atribuțiile mele de serviciu, nu intră astfel de componente, nici în atribuțiile lui de serviciu. Dar este modul în care noi putem să ne cinstim eroi și neamul și țara și patria mamă. Da, încearcă Muzeul Județean să organizeze alături de tineri alte activități care să le insufle dragostea de țară, patriotismul. Foarte multe activități avem de acest gen. Uitați-vă doar la reconstituirile acestea istorice, de evenimente istorice făcute, de exemplu, și de colegii de la secția de istorie. Știți foarte bine în câte evenimente sunt eu implicată. Ce promovează istoria națională. Numai dacă mă gândesc la ridicarea de monumente care au fost făcute în ultimii ani. Și vă rog să mă credeți, uitați, chiar și azi am avut această bucurie reală de a vedea cum acești patru tineri de la Colegiul Național Mihai Eminescu, grupa de excelență, s-au documentat pentru prezentarea realizată la simpozionul de astăzi. De când le-am propus această colaborare, deci cam de o lună de zile, aproape zilnic am primit mesaje pentru documente, pentru surse arhivistice, pentru bibliografie. Modul în care au prezentat a fost foarte clar că au făcut-o din tot sufletul. Nu i-a obligat nimeni, nici doamna profesoară, nici doamna directoare, nici nimeni altcineva. Este clar, masca unui om se vede. Vocația. Masca unui om se vede. Ce este în sufletul tău se vede. Și în sufletul acestor copii s-a văzut iubirea de țară. Eu am venit cu sufletul plin de bucurie, plin de bucurie, văzând atitudinea pe care au avut-o ei în pregătirea acestui eveniment. Să știți că definirea aceasta a patriotismului ca și un fel de păcat, este considerat uneori un adevărat păcat, ați iubi țara, este deseori banalizat sau considerat desuet, nu este general valabil. Nu este general valabil. Exact așa cum cineva are dreptul să nu fie patriot, tot așa altcineva are dreptul să-și iubească țara. Și am observat la acești copii că au fost sinceri, ceea ce m-a bucurat foarte mult. Același lucru mă gândesc că l-ați văzut și dumneavoastră în activitățile derulate în cele 21 de locații, localități, da? 21, 37 de comune. Da, 21 de comune. Da, da, da. 43 de locații. Da. Da. Deci au fost copiii de la școlile de localitate chiar foarte bine pregătiți. Și cântau cu patos.
cântau și imn național, și alte melodii patriotice, și poezii. Asta e un lucru bun, că de la un an la altul, practic, programul a început în 2021, s-a desfășurat 2021 prima ediție, și din 2022 au început să vină copiii să prezinte programe. Era pandemie, artistice. Era chiar primul an de pandemie, da. 2021. Și se observă o evoluție de la un an la altul și de la un program la altul. Chiar se observă o evoluție. Și acum suntem foarte bine organizați. Acum nu dăm greș, cum se spune. Da. Ne ducem foarte bine la capăt. Știm ce avem de făcut și chiar pentru localitatea în care mergem, chiar e o mică sărbătoare. Și se simte acest lucru. Da, mă bucur. Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în studioul Informația TV. Vă doresc succes în activitate, mult succes la reabilitarea muzeului și la noua deschidere, să fie pe măsura stresului sau a muncii sau sacrificiului. Da. Și noi vă mulțumim și invităm sătmărănii să se alăture activităților noastre. Îi așteptăm ca întotdeauna cu mult drag. Da, mulțumesc, stimați telespectatori, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare cu Informația TV. Numai bine!